vă întoarceți la Eurovision, unde tu ai fost convinsă să te întorci de către Ovi, care e povestea ta cu Miracle și povestea lui Ovi cu Miracle? Adică, cum s-a născut piesa asta și cum ați...? Vreau să știi povestea. Da. Cred că cel mai bine ar fi să înceapă Ovi, pentru că povestea de la uh, creație pornește, de la cum s-a născut piesa Miracle. Um, Ne-a rămas cu acea amintire frumoasă în 2010, și de atunci ne-am dorit foarte mult să revenim, dar nu cu orice preț. Și primul criteriu foarte important a fost piesa. Uh, I-am tot trimis paure din 2010 diferite piese, nimic nu ne-a convins, nici pe mine, nici pe ea. Și uh, în iunie în 2013-am eram la un campus de compoziție în Suedia uh, și printre care am lucrat cu Filip Alun, cu care eu mai colaborasem. Uh, și înainte, un autor foarte talentat și cu care am o chimie ex excepțională când lucrăm împreună, compunem. Pot să vă spun pe scurt, piesa a venit ca de obicei când vin piesele foarte bune, cel puțin așa mi s-a întâmplat mie, s -a, piesa a fost gata într-o zi, am, care am început să o cânt, să o încercam noi fel de fel de variante pe strofă, pe refren și mi-a dat efectiv pielea de gâine. Adică asta a fost chills, asta a fost sentimentul. Spre sfârșitul zilei, când piesa era căpătase contur ca lumea, i-am spus lui Filip, asta sigur poate să ajungă departe. Eram foarte încântat, am trimis-o în exact în aceeași zi și Paulei și știu că m-a sunat, eram în Suedia și ea și Radu și mi-a confirmat o că e într-adevăr cam ce trebuie, e cea mai bună piesă de când, de până acum și chiar mai bună decât Play My Fire. Restul... Da, mi-a zis Radu, zice, bă, mi-a trimis, a trimis uh, Radu, a trimis Sovi o piesă, cred că, cred că e faină. Făcea. Și asta spun, bine, eu eram așa sceptică, pentru că vă spun sincer că eu, oricât de mult mi-a plăcut și oricât de tare mi-aș fi dorit să revăd scena Eurovision, m-am gândit că totuși e greu, e riscant, este un context în care nu te întorci dacă nu ai cu adevărat ceva important de spus din nou. Uh, eram hotărâtă să nu mă mai implic pentru că știu că este o experiență pe care merită să trăiască oricare alt artist și uh, în piesa, am zis, ok, hai că o să o ascult, o să o ascult, nu știu ce. Și când am ascultat-o, am ajuns să o ascult, vă spun sincer că de la primele momente, de la strofă, după care am văzut... Uh, uh, la început era o parte care pe mine singurul lucru care nu mă încânta și am și spus lovi uh, și după aia cum se desfășura care fren ca tot ca amplitudine, ca mesaj am zis, că e, asta, e, asta e miracolul de care avem nevoie să ne întoarcem la în Eurovision mi s-a făcut pielea de găină instant când am văzut cum urcă cum coboară piesa ce, cum se împletesc vocile în pre-refren cum cum se termină mi-a explicat că va fi o modulație fină unde pot să mă apuc să fac ce vreau eu acolo să fie un moment de virtuozitate și ușor ușor a început să capete și alte uh, alte stări piesa, pentru că au început să o lucreze amănunțit, au pus uh, au lucrat la orchestrație, au mai pus niște piane frumoase uh, și în momentul în care am uh, început să o înregistrăm, am simțit cum într adevăr se formează ceva cu adevărat special. Acum noi sperăm ca toți cei care ascultă cântecul să aibă aceeași senzație pe care am avut-o noi. Eu vreau să vă spun că a fost cea mai plăcută experiență de studio. Am efectiv mi-a făcut plăcere să, să cânt pentru că de fiecare dată când cântam simțeam așa o energie, o stare frumoasă și sper ca, și a, ca acest lucru să se transmită tuturor celor care o ascultă piesa. Sperăm să nu fim doar noi doi nebuni care cântăm, da, nu cred <laughs> totuși oricum ni s-au transmis multe, multe mesaje și le mulțumim tuturor celor care ne sunt alături și care au considerat că piesa aceasta merită să-i reprezinte, să reprezinte România la un concurs atât de important. Cam asta ar fi povestea până în acest moment. După care s-a transformat totul într-un vis frumos, când am aflat că vom reprezenta a doua oară România, după care au, am, am trecut printr-o perioadă extrem de stresantă. Uh, generată de oameni care au vrut să ne destabilizeze, după care suntem din nou uh, back on track. Uh, suntem cu, cu inima cât uh, cred că toată țara uh, de mare, pentru că primim în ea pe toți cei care vor să ne transmită energia lor pozitivă. Uh, probabil că. Avem și emoții, adică cu siguranță că avem și emoții, dar sperăm să fie constructive până atunci, pentru că repetăm în fiecare zi, în fiecare zi ne, ne punem la punct și din punct de vedere psihologic, și din punct de vedere al pregătirii fizice și muzicale, în așa fel încât să facem față cu brio unei astfel de competiții. Și avem, nu știu, avem niște dorințe ascunse sperăm să ni se împlinească și să se întâmple un mare miracol pentru România. Cum a fost Eurovisionul trecut? De câte ori ați cântat Playing with Fire și ce ați învățat din Eurovisionul trecut? Multe lucruri, zic eu, pentru că experiența anterioară și-a marcat în viața noastră prezența prin multe lucruri. În primul rând, suntem mai pragmatici un pic, suntem mai relaxați, chiar povesteam împreună de acest lucru. Emoțiile sunt categoric, dar știm cam ce avem de făcut. Odată ce a venit piesa, am cam început să le luăm pe toate la rând și suntem, suntem mai avizați față de 2010. Și de bea așteptăm momentul în care vom, în sfârșit, vom ateriza în Copenhaga pentru că sunt niște emoții deosebite, se întâmplă niște lucruri foarte frumoase acolo, dar și rutina care, prin care trebuie să trecem, deja noi am asimilat-o acum patru ani. Și cred că va conta foarte mult acest lucru. Cât puteți spune despre promovarea de acum înainte a piesei Miracle? Adică mergeți în țară, susțineți concerte, am înțeles că va fi și o promovare locală și apoi o promovare internațională până în Copenhaga, până în sunt deja câteva spectacole pe care noi le-am uh, contractat. Uh, astea ar fi existat, uh, în primul rând, pentru că noi suntem uh, uh, pentru publicul nostru și ar fi chiar în București, pe 23 uh, uh, la Hard Rock, acum luna asta, martie, la Hard Rock Cafe. Uh, mai sunt la uh, Timișoara acum. și în Craiova. Uh, pentru mai multe detalii intrați pe Phoenix, pe pagina Phoenix uh, și pe paulasenin.ro și pe pagina noastră de Phoenix și așa. Uh, și după aceea vom mai, uh, vom încerca să ne concentrăm mai mult pe uh, ceea ce avem de făcut pe scenă, pentru că sigur e foarte, foarte important să găsim modalități de a promova, dar uh, ca și un uh, ca un sportiv care în timpul cantonamentului își canalizează toată energia pentru pregătirea fizică și nu numai pentru concurs. Noi vom încerca să facem o selecție, vom merge la sigur la toate aceste evenimente legate de Eurovision care sunt extrem de importante. Trebuie să fim acolo și să ne cântăm piesa și să ne convingem, să-i convingem pe fanii Eurovision să ne voteze pe noi. Să-i obligăm să ne voteze pe noi. Da? Și, să le, de fapt, să le demonstrăm că noi suntem un proiect uh, care am ales să ajungem la Eurovision pentru că este cu totul și cu totul un context uh, special, dar că dincolo de piesa pe care o reprezentăm, noi reprezentăm un proiect uh, în cadrul căruia avem destul de multe cântece făcute, avem un mesaj de transmis noi doi ca uh, și cuplu muzical și vrem să le arătăm asta și să ne urmeze în continuare ca artiști și, în plus, uh, acum punem la punct toate, toată povestea de scenă, tot ceea ce ar trebui să se întâmple pe scenă. Uh, vrem să cântăm piesa de mii de ori, în așa fel încât, indiferent ce situație neprevăzută ar apărea, să nu ne influențeze cu nimic interpretarea uh, piesei și cred că, în momentul acesta, este extrem de important după cum spuneam un pic mai devreme, în, în ce direcție uh, îți canalizezi energia și uh, pentru că nu poți să le faci pe toate. Eu, de exemplu, am renunțat perioada aceasta, sper să mă înțeleagă toată lumea, am renunțat la, la, în perioada aceasta la școală. Nu pot să-mi fac și temele pentru acolo, să și învăț atâta timp cât uh, eu știu că trebuie să fiu fresh pentru a pentru a-mi face repetițiile aici. Deci, întâi și întâi primează faptul că reprezentăm țara noastră și atunci proiectul secundar, proiectul personal care înseamnă școala și autodevenirea mea în acest context este lăsat pe locul 2, din păcate, în acest moment. Din păcate, pentru cei care mă așteaptă acolo cu brațele deschise, dar credeți-mă, chiar pentru așa un lucru important trebuie să, trebuie să fiu foarte proaspătă în, în toate repetițiile și în tot ceea ce înseamnă uh, pregătire. Uh. Doar mai adaug un singur lucru, o să priorităm și câteva ieșiri peste votare, pentru că e foarte important să sensibilizăm și un segment de public sau anumite țări care de obicei poate nu ne votează, dar care ne-au reținut din 2010, și e frumos să avem și un preludiu, să spun așa, înainte de momentul în care vom fi la Copenhaga. Eu personal îi spuneam și Paulei înainte de a depăși prima etapă, adică cea fericită de a reprezenta țara, eu sincer de bea aștept să depășim sperăm noi cu brio momentul din mai în Copenhaga și văd foarte mult ce se întâmplă după, pentru că îi spuneam, uh, de -abia aștept să intru în studio iarăși cu o echipă de um, autori foarte talentați, în special din zona scandinavă și ca acest proiect, acest duet, în sfârșit, Sperăm noi să capete o greutate și internațională, pentru că expunerea în contextul Euroviziunii este foarte mare, iarăși ne revede o, o Europa întreagă, și dacă vom fi pregătiți pe lângă această piesă Miracle, care sperăm să devină un miracol, firește, dar ce se întâmplă după e foarte, foarte important și atunci o să încercăm să capitalizăm la maxim acest moment. Și nu e ușor să revii pe scenă, să reprezinți din nou țara, să ai șansa să o faci. Deci eu, sincer, de bea aștept să depășim chiar momentul Copenhaga și bine. cu bine, în primul bine. rând. Indiferent, noi sperăm cu bine, dar strategia este gândită pe termen mult mai lung decât doar momentul Copenhaga. Practic este the new beginning of a beautiful friendship, adică Miracle este în... 2010, nu? New Begin a fost în 2010. Noi am, ne-am reîntâlnit și pe scenă și ca colegi foarte buni. Am reactivat această chimie grozavă dintre noi pe scenă și mi-am dat seama că practic ceea ce am creat noi împreună și iarăși se dovedește de succes, e, e păcat să nu o fructificăm la maxim. Iar în contextul european, eu cred că putem să devenim ceva foarte frumos, dacă muncim foarte mult și cu piese și un proiect susținut și bine gândit. În ce țări mergeți în afara României, dacă e deja stabilit pentru promovare? În momentul ăsta sunt discuții, nu este sigur, chiar aș vrea să subliniez acest lucru. Sunt, am vrea să mergem și încercăm să găsim modalități și financiare să ajungem la Bruxelles, unde chiar am fost și în 2010 și le mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături atunci și organizatorilor de acolo, le mulțumim din toată inima. Uh, am vrea să mergem și la Amsterdam unde știm că este o fabuloasă petrecere Eurovision mai este la Londra o petrec petrecere Eurovision uh, sunt discuții, sunt discuții că... nu este... noi ne-am exprimat noi doi ne-am exprimat dorința de a fi prezenți acolo, acum rămâne de văzut partea tehnică și partea organizatorică cum ne, ne, uh, cum ne ajută sau nu sperăm să ajungem și să promovăm eu personal m aș duce și în Franța dacă s-ar putea, pentru că eu am petrecut destul de mult timp cu gândul la această frumoasă țară și chiar am, am stat uh, o perioadă scurtă acolo. Uh, aș fi vrut să încercăm și să ajungem și prin Spania. De ce nu? Dar astea sunt doar discuții, în curând veți afla exact traseul pe care urmează să-l pe care urmează să îl luăm. Cum o să arate spectacolul de la Eurovision? Bineînțeles nu o să-mi spuneți totul, dar o să aibă holograme, o să aibă pian, o să aibă și videoclipul cum va arăta. Am plecat din start de la ideea că ceea ce vom pune în scenă în faza finale naționale trebuie obligatoriu să se oglindească și în... Copenhaga. Dar noi vrem să există un factor de la de multiplicat ori 10, sperăm noi, adică să venim într-adevăr mult mai pregătiți, pentru că dacă, dacă vă amintiți și în 2010, exact același lucru s-a întâmplat. A fost faza națională și am crescut foarte mult ca și show, ca și interpretare și așa mai departe. O să avem backing vocals, session vocaliști din Copenhaga, foarte buni. Deci, și pe partea muzicală o să încercăm să fim creativi și să aibă și mai mare impact, refrenul, piesa să fie și mai dinamică. Clipul la care se lucrează în același Timp va fi cumva în, același, în aceeași partitură cu ce se va întâmpla pe scenă. Paula vorbea de ritualul de pregătire. De fapt, cum arată ritualul acesta? Eu am văzut pe pagina voastră de Facebook, ai postat o fotografie cu o doamnă care ți este antrenor vocal. Da. Care e toată disciplina asta din spatele unui artist? Păi, gândiți-vă. Da. Nu N-am încotro. Gândiți-vă că un sportiv care face performanță are nevoie de un antrenor, are nevoie de un om care să îi ajute să depășească momentele în care nu mai are de exemplu încredere în el. Se întâmplă asta, mai ales un artist are momente din acestea. Și eu am avut noroc, am avut am avut un pic din grația divină în momentul în care am cunoscut-o pe doamna Duțescu, Gabriela Duțescu, care de altfel a și devenit un fel de unul, a devenit unul dintre îngerii mei păzitori, știi? Pentru că tot timpul lucrez cu ea, e un fel de antrenament obligatoriu pe care îl fac, mai ales în perioadele de maximă solicitare vocală, Um, un pic m-a certat pentru că în perioada sesiunii din ianuarie nu am reușit să trec pe la ea și ar fi trebuit să trec, pentru că dacă aș fi trecut, atunci n-ar fi trebuit să îmi revin după, după o sesiune extrem de grea când nu am apucat să studiez așa cum aș fi vrut. Um, ba mai mult decât atât, m-am reorientat către uh, piesele de muzică clasică pe care le aveam de făcut și care schimbă total emisia față de ceea ce obișnuiesc eu să fac în piesele mele și în modalitatea mea pop de a cânta și mi-a fost foarte greu să schimb macazul din nou și am acertat a zis ar fi trebuit să vii aici mai des ar fi trebuit toată perioada ca să nu te obișnuiești atât de mult să cânti impostat cu impostația specifică de muzică clasică. E, acum reiau, am reluat uh, treaba și de cu o săptămână jumate înainte de, de finala românească am fost în uh, fiecare zi la dumneai ei am, studiez în fiecare zi și uh, ea știe exact ce trebuie făcut în așa fel încât uh, vocea mea să fie în parametrii maxime atunci la Copenhaga. Acest duet se bazează foarte mult pe anumite lucruri importante, adică în primul rând virtuozitatea vocii Paulei, uh, care am încercat să o speculez și în 2010 și în, acum în 2014, lucruri care se va întâmpla și la următoarele piese pe care vrem să relansăm, pentru că până la urmă este o amprentă foarte distinctă a noastră. Eu vin cu partea muzicală. Ca și vocalist simt că este o creștere și în cazul meu față de 2010. Dar aceste lucruri și mai ales în contextul Eurovision, climaxul care îl aduce Paula în piesă e foarte important în acest context. Și fără o disciplină riguroasă a unui uh, antrenament vocal, e foarte greu să fii sharp și on top când ai nevoie în momentul concursului. Iar la capitolul ăsta, Paula este o profesionistă desăvârșită. O laud cu toată, de, cu tot dragul. Care a fost piesa care v-a făcut să vă îndrăgostiți de muzică? Care a fost miracolul vostru când erați mici, presupun? Când v-ați îndrăgostit de muzică și când da, v-ați dat seama? Îl spun repede și până să gândește. Uh, we are the world... Uh, Cântam singur în casă, încercam să imit toate vocile din piesa respectivă și cam atunci a fost momentul când îmi simțeam eu, mi-am simțit făcută prezența în muzica pop, cumva, chiar dacă a fost prezență simțită doar de mine. Și aveam, cred că, vreo șase, șapte ani. Eu eram, cred că, tot așa, nu, cred că eram chiar în clasa întâi când uh, am intrat în corul școlii și pentru că eram la școală de muzică și părinții mei au insistat ca eu să studiez pianul, n-am înțeles la început foarte bine de ce, mai ales că la început nu aveam uh, uh, nu aveam pian, fratele meu nu avea pian și studia pe un carton pe care erau desenate clapele pianului și uh, eu am fost un pic mai norocoasă pentru că imediat ce am, clas am intrat în clasa întâi au reușit să strângă bani, de fapt ei strângeau bani de mult timp să ne cumpere o pianină doina pe care și acum o am. Și, mă rog, revenind, eram în corul școlii și uh, mi-a spus profesorul meu că ar vrea să cânt o piesă singură și aia a fost la oglindă pe versuri de George Co Coșbuc. Și uh, am cântat-o Azi am să-mi crespez în grindă Și-o zic cu ea cum oglindă M-am mai dus în sat cu torul, Azi e singur puișorul Și-am închis ușa la tindă cu zăvorul Mă rog și așa mai departe Și am fost foarte emoționată Și cred că atunci mi-am dat seama cântând în fața publicului Că vreau să fac muzică uh, vocală Și am început să intru în competiție cu Romeo Văsuț care este unul dintre cei, cei mai mari sau uh, cele mai mari voci uh, de contratenor din Europa, am fost am avut onoarea să-i fiu uh, colegă și tot timpul încercam să cât mai tare ca el <laughs> și nu mi-a ieșit, <laughs> pentru că el are o are un volum și are o, o forță aparte. Uh, eu mi am uh, am încercat să-mi dezvolt ambitusul și să urc cât mai sus și să cobor cât mai jos, așa că fiecare cu ale lui. <gângântări> și el în continuare a rămas în zona lui. Eu am ajuns aici și iată că l-am întâlnit pe Ovi. Nu, se nu, nu e, dar este un mare om de muzică și o voce foarte mare. Să-l puneți odată să vă imite personaje din muzică. Este... De la We Are the World mi da, e așa ceva n-am văzut. Care e preferatul tău de invitat? Mă bucur că am reușit să-mi găsesc o personalitate vocală în timp, pentru că puteam să, putea să fie și asta și o parte rea, în momentul în care, dacă doar te axai pe imitatul. Da. Dar sunt. am Pentru mine sunt artiștii gen, singer, songwriter, de la Elton John, Billy Joe, Stevie Wonder că tot avem o grămadă de fani care se așteaptă la tot fel de mici surprize din partea noastră. Ce eu? eu vreau să-i propun lui să facă o sesiune de imitare, de imitație a unor diversi artiști. Da, în niciun caz, până nu terminăm cu Eurovision mai, puteți să uitați de acest lucru, după cum mare drag. Eu mă pregătesc deci, de Eurovision. Deci, deci, bine, gata, gata. Închis Ați văzut canalizarea energiei în direcția care trebuie. Bravo! Bravo! Uh, din 2010 ceva amintit de Eurovision, dar dincolo de cântat, dincolo de competiție, nu știu, un miros, uh, ceva uman, adică ați avut timp să și trăiți, să și vizitați, să și orice în afara de muzică. Noi am trăit intens uh, fiecare moment în uh, perioada Eurovision. Eu eu de exemplu, am evitat să ies în uh, excursii, am evitat să mă supun unor contexte care ar fi putut să mă în care aș fi putut să răcesc sau aș fi putut să obosesc, drept pentru care eu nu prea am vrut să vizitez locuri și mi-am promis că mă voi întoarce atunci când voi avea ocazia, pentru că era mai important să fiu sharp la concurs decât să mă bucur eu pe mine însă, să-mi bucur ochiul și... Practic scopul era foarte clar, scopul nu era entertainmentul meu. Scopul era să fim foarte buni și așa a făcut și Ovi. Noi am stat în hotel, am mers la sală, ne-am relaxat, am dormit ca să fim cât mai ok în concurs. Ceilalți au putut să, să meargă și să se distreze și ne-au povestit ulterior cum a fost. Eu, fiind un pic mai robust, de des, des că am mai reușit să fug la vreo petrecere două de organizate de diferite țări. Uh, dar fără excese, pentru că era Paula care nu prea îmi dădea voie. Uh, cred că cel mai frumos lucru pe care l-am simțit eu a fost uh, spiritul de competiție care există în culise play. și de fair play. E, iar noi uh, iarăși ne-am din momentul în care ne-am hotărât, încet, încet revine instinctul de concurent, de competitor. Și e o stare anume. Uh, trebuie să te încarci foarte puternic și psihic și din toate aspectele. Și ce se întâmplă în momentul... Sunt foarte multe zile de repetit și am zis te întâlnești cu toți, dar e, e ceva deosebit. Adică eu, într-adevăr, o competiție. Simți că e o competiție. Vă e teamă de voturile, așa zise, politice, care sunt un lucru... Oricum ne e teamă să nu ne e teamă dacă nu avem un control. Și și mergem uh, foarte sătați ca noi să fim cât mai pregătiți. Piesa, ce punem în scenă, încercăm să ne deta detașăm de orice gând mai negativ. Eu sunt, de felul meu, foarte pozitiv. Mai trag de Paula un pic, mai nou și Radu mă ajută. Uh, ea e firește, e o mai sensibilă, este o fată, e o, are o altă sensibilitate. Eu sunt bărbat, altfel mă comport. Uh, prin natura mea, dar... Uh, nu plecăm la drum în niciun caz cu gândul acesta, pentru că altfel pleci cu jumătate de inimă și nu știi unde vrei să ajungi. We aim high și dacă știi cum e, cu cât aia țintești mai sus, ai de un să cazi. <laughs> nu, așa e că am căzut pe locul 3, deci țintim peste locul 1 ca să... <laughs> ceva de genul ăsta. Țintim miracole. Exact, țintim miracole ca să... Sub locul 3 ar fi... Un eșec? N-ar fi nimic, niciun no. eșec. Nu, în niciun caz nu ar fi niciun eșec. Niciun, niciun eșec iar noi uh, sperăm să vă convingem încă o dată că suntem doi profesioniști uh, cu o echipă de profesioniști în spate care ne vom urca pe scenă și în momentul în care vom deschide gura și vom să cântăm această piesă, uh, tot ce a ținut de noi se va fi făcut. Exact. Restul ține de șansă, ține de lobby care să-l facem cât de mult, pe cât putem să-i la, la, la cât de mult putem de. să convingem da, să, să devinem simpatici. Piesa, piesa, cum va fi primită, e foarte greu. Deja noi sunt, ne, ne simțim câștigători pentru faptul că am reușit să convingem țara că putem să reprezentăm încă o dată. E onoare. Ultima întrebare. Știți o expresie, un cuvânt în daneză? Tu probabil știi. Eu știu multe, dar păi, se văd Paula ce știi. Nu mă da de gol. Nu mă da de gol că eu n-am fost pregătită. Abia ce am aflat că o să reprezint România și încă sunt cu vocalizele, încă n-am apucat să abordez părți. Uite, vezi, astea sunt părți pe care trebuie să le, să le punem la punct pentru că cu siguranță vom ajunge acolo și vom primi aceste întrebări. Uh, știți ceva așa? Și eu o să mă pun la punct. Uite, o să-mi iau caietul Uită. și o să-mi iau notițe. O să o ajut. De ce să le transmitem fanilor danezi, nu? Uh, vi er veldig glad til å se dere i København. Og vi er Paula og Ovi. Og vårt låt, ja, og vår låten lot, vår 'Miracle' ses i København. Fett. Fett. Dragilor. Suntem onorați că putem să reprezentăm din nou România. Vă salutăm, vă iubim, vă invităm să ne fiți alături, să ne votați dacă puteți, dacă nu, să convingeți toată lumea exact. să ne exact. voteze. Și împreună creăm miracole. miracole. Doamne ajută!